sunt prea tânăr ca să fiu bătrân. Sunt din Constanța, vin de la un liceu, mă întorc tot acolo și da, încerc să fiu un om mai bun. Atâta tot. Ce faci ca să fiu un om mai bun? Mănânc legume și citesc. Mereu lumea mă întreabă, ești pregătit, ești pregătit? Nu sunt pregătit, trebuie să fii în formă, nu știu, să simți că, na, orice ai face, îți vine o rimă potrivită, știi? Fii atent că tu știi negativul, psihotrop apare peste tine, sunt intempestivul. Vorbești ceva, dar acum frățioare, l-ați ascultat, zice, a dat vreo rimă tare. Primul dintre cei doi oponenți încerca de un sentiment, pierde. Sunt cât de atent se poate la a câștiga, la întoarce respectivului rimele și la maxa pe cei e liric acolo, nu pe, nu știu, frustrările mele sau ale lui. Cam asta e chestia și de obicei mă mai antrenez așa, cu o săptămână înainte, adică mă antrenez în sensul că încerc să-mi intru în mână, știi, să, na, să fiu cât mai fluid. Văd orice mișcare a oamenilor și încerc să o transpun într-o rimă, încerc să o caricaturizez. Ce verb am găsit? Verba volant. Mă duc acolo și văd despre ce e vorba. Ideea e să te adaptezi cât mai mult contextului și să fii în concordanță cu atmosfera de acolo. Că așa, dacă îți pregătești tu o idee despre cum lui plac câinii dalmațieni și el vine mângâind o pisică birmaneză, nu mai știi ce să faci. Stai puțin, uite poezie, se leagă de ciopaie că nu mai știe. Pur și simplu trebuie să-ți lași imaginația să lucreze și încerc să o fructific, să o duc cât de departe pot. Sunt momente în care îți dai seama, te mai pierzi, dar am încercat să mă repliez așa. Pur și oricum, de obicei sunt în formă. Acum pe felie, frate, nu putea să nu fiu mare șmecherie. Că dacă nu merge priza, le dau eu energie. Am fost într-un mediu așa, mai distractiv, mai al jocurilor de cuvinte. În general, de când eram foarte mic, mi-a plăcut să studiez lexicul. La școală eram primul la sinonime, la paronime, antonime, omonime și tot felul. De exemplu, când te mai ceartă maică-ta prin casă, eu răspunzi în rime. Da. Uneori am mai dat și cu mama freestyle, dar nu știu, nu prea îmi place să dau cu ea, că se descurcă. Nu prea are flow, acum e și mai bătrân așa, adică na. Dar cred că dacă s-ar antrena, ar face față. Eu mă gândeam să-mi scriu la un moment. Dar nici, băi, sunt femeie bătrân, mă, trimiteam. Și bine, ne mai jucăm așa, eu mai dau o rimă, mai încearcă și ea să-mi întoarcă, dar în general e drăguță și îmi face complimente. Spune, ce băiat, dragul țel, ești un băiețel.